Bineața tuturor! Suntem în 7 decembrie, da, 7. Eu m-am pregătit pentru că urmează să plec la dentist și apoi am programarea la sprâncene și le-am arătat sprâncene. Da. Și m-am trezit de pe la 7 și ceva. Am mâncat, acum ar trebui să mă suc mă Pipton, să mă mai fac câteva chestii și plec. Nu o să mai nu o să iau camera cu mine pentru că nu are rost că mă la dentist și la pensat și nu am ce să vă arăt, dar vorbim că mă întorc. Hei, m-am întors de la dentist și de la pensat. Și acum că pun mâna pe ele, mă cam ustură. În fine, n-am crezut că o să fie atât de multă treabă de făcut azi la dentist. Am crezut că îmi face o singură chestie, dar mi-a curățat 4 dinți de sus și mai urmează jos să mai facă vreo 3. Mi-a pus pansament, ce se pune așa, în fine. Și urmează să merg în altă zi ca să-mi pună plomba. Acum să mă schimb și aștept să vină mă de la mine, mă de te aștept să vii. Uitați ce bine arată. Știți că vi le-am arătat când am făcut cumpărăturile de la Lidl. Și acum mă pregătesc să mănânc. Ziua de azi nu este o zi super palpitantă, nu am chestii așa super wow să vă arăt. Cât am fost plecată, nu cred că o să mai plec pe undeva azi. Am zis că aștept să vină la mine o prietenă și cam asta este tot. Am văzut că multă lume mi-a comentat în legătură la clipul cu zilnic decembrie din 5 decembrie, parcă. Dacă nu mă înșel, 5 decembrie. 6 decembrie și vreau să vă zic că eu pot să mă spăl o dată pe săptămână pentru că am părul uscat, la mine nu se îngrașă, dacă aș vrea aș putea sta lejer o săptămână și ceva, că nu mi se îngrașă, pur și simplu așa e părul meu, dar cunosc persoane și sunt persoane care nu pot să reziste să se spele atât de rar. Faza este că știu și eu că dacă cu cât îl speli mai des, îl provoci. Îl provoci în ce sens? Pentru că la fel și cu tenul. Dacă tu ai un ten gras și folosești produse care sunt destinate să usuce tenul, uscări, sunt destinate uscării tenului și le folosești des și mult și sunt agresive cu tenul, el cum se gândește? A, ok, nu mai am sebum, trebuie să produc mai mult. Așa și cu părul, cu cât îl speli mai mult, cu atât îl provoci să producă și mai mult sebum. Eu cred că la asta s-a referit ea când a vorbit, nu știu ce să zic. Oricum, vă dați seama că nu i-a inventat chestia asta, eu am mai auzit-o, deci nu e ca și cum ea este vinovată că a zis asta. Și da, eu consider că trebuie să facem lucrurile care ni se potrivesc nouă și atât timp cât facem un lucru și ni se potrivește și ne simțim bine făcându-l și nu ne afectează, eu zic că nu avem de ce să nu o facem, așa cum sunt eu cu spălatul părului la o săptămână. Așa m-am obișnuit, așa mi se potrivește cel mai bine, asta fac. Și cred că cu asta pun punct acestei discuții despre păr și așa mai departe. Azi am reușit să nu mă machiez deloc. Dar nici nu am simțit nevoia, nu am avut chef, pur și simplu am stat fără, pentru că am fost și plecată cu pensatul, cu ce am mai făcut azi. A, cu dentistul. Apoi a venit prietena mea pe la mine. Și da, n-am avut chef să mă machiez azi. Se pare că am o grămadă de comentarii la care trebuie să răspund și nu mai am deloc articole pentru săptămâna viitoare. Nu știu ce să fac. Vreau să scriu un articol despre
despre evenimentul cu Aristocrat Studio și altceva chiar nu mai am în gând. Trebuie să mă mai gândesc. M-am gândit, pentru că azi nu am făcut prea multe chestii și nu vreau să vă plictisesc, să fac un tag. Se numește Christmas Tag, ce-mi doresc de Crăciun, habar n-am. Stați că nu știu care e faza. Tagul se numește Christmas Tag, acum am aflat, și se pare că l-a făcut Magda Nicolo. Se lasă linkul în cutia cu descrieri. Și m-am gândit să răspund așa super casual la întrebări. O să-i dau drumul cu întrebările. Este un tag destul de lung, așa că luați-vă ceva de ranțăit, că o să dureze. Ce înseamnă Crăciunul pentru tine? Crăciunul pentru mine înseamnă mai multe chestii. În primul rând, cred că lumea a uitat ce sărbătorim cu adevărat de Crăciun. De Crăciunul sărbătorim pe Iisus Hristos, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Eu sunt creștină ortodoxă. Și cred că multă lume a cam uitat că asta sărbătorim de fapt de Crăciun, nu sărbătorim pe Moș Crăciun sau așa. Evident că este și el acolo, dar nu știu, pentru mine Crăciunul înseamnă familie, nu știu, atmosfera așa de liniște sufletească și pace. Când devii entuziasmat pentru venirea Crăciunului? Cred că am început deja. M-am abținut și am reușit să nu încep să mă uit la filme și să ascult muzică de Crăciun din noiembrie, pentru că de obicei cam așa făceam. Însă anul ăsta am zis, nu mai gata, măcar să mă apuc de pe 1 decembrie. Și de pe 1 decembrie am început să mă uit la filme, la seriale, să caut decorațiuni, să chestii de genul ăsta. Când încep să decorez casa sau pomul de Crăciun? Nu avem o dată anume, adică, nu știu, într-o zi din weekend, când suntem toți acasă, pentru că eu stau încă cu părinții mei și în fiecare an facem bradul împreună. Pom de Crăciun adevărat sau fals? Cu siguranță fals, nu sunt deloc pro brazilor natural. Dacă vreau să am miros de brad natural, nu știu, cel mult îmi cumpăr o creangă ceva sau habar n-am. Bine, deși și crengile sunt rupte din copaci, acum mi-am dat seama. În fine, cert e că nu am avut niciodată brad natural. Care sunt culorile tale preferate pentru a decora bradul? De obicei mergem pe clasic, auriu, argintiu, roșu, astea, dar anul ăsta o să mergem și pe mov, roz, cam așa. Care sunt filmele preferate de Crăciun? Am atât de multe, nici nu vă dați seama, deci am o grămadă. Îmi place Polar Express, stați așa că am aici o agendă foarte, foarte frumoasă pe care mi-am scris filmele pe care vreau să le văd sau să le văd de acest Crăciun, și o să vă zic filmele care îmi plac mie foarte mult. Și avem așa Polar Express, O poveste de Crăciun, Fred Claus, Four Christmases, chiar l-am văzut recent, Christmas Vacation, Christmas Do Over, Call Me Klaus. Deci Call Me Klaus a fost unul dintre filmele mele preferate. Este cu actrița aceea neagră, nu știu cum o cheamă, dar pur și simplu mi-a plăcut foarte mult și nu mai găsesc. Dacă găsiți subtitrat sau măcar cu subtitrare în engleză Call Me Klaus, vă rog frumos să-mi dați un link, că eu nu l-am găsit. Și cam astea sunt. Așa. Bine, Home Alone îmi place, dar doar 1 și 2. Care sunt melodiile preferate de Crăciun? Am o grămadă. Nu știu, îmi plac și colindele noastre românești și îmi place și muzica în engleză.
Îmi place foarte mult All I Want for Christmas is You de la Mariah Carey, deci o ador. Ok, ce mai avem? Unde îți petreci de obicei sărbătorile de iarnă, Crăciunul? În familie, de obicei eu în familie petrec. Nu sunt genul care să plece la munte, nu-mi place frigul, nu-mi place muntele și mai ales când e zăpadă, nu-mi place zăpada, sunt un grinch în ceea ce privește chestia asta. Care ar fi locul de vis unde vreau să petrec sărbătorile? Nu cred că am un loc de vis. Atât timp cât sunt cu oamenii dragi mie, ăla este locul de vis. Ai amintiri amuzante legate de Crăciun? Amintiri amuzante? Probabil într-un an de Crăciun când eram mai mică, știu că am fost la colindat, cred că a fost și singura dată când am fost la colindat și am început cu blocul nostru și țin minte că prima oară am mers la mama mea și la mama vecinei, la părinții vecinei mele și am colindat și a fost foarte amuzant, nu știu, mi s-a părut foarte amuzant chestia aia. Că noi, eu stau la etajul 2 și noi stăm genușă-nușă eu cu fata asta și noi am început, loc să începem de jos de la parter, noi am dus direct la ai noștri. Da, nu prea știu chestia așa amuzantă, nu mi-aduc aminte acum probabil. Vorbește despre ziua tipică de Crăciun. Ziua tipică de Crăciun, mă trezesc dimineața, vedem cadourile, asta în caz că, nu că în caz că sunt, în caz că ne le, cum să zic, când eram mică, făceam cadourile exact în ziua de Crăciun, pe 25. Niciodată n-am fost în ajun, pe 25 le deschideam și acum că am crescut și ne luăm așa cadouri între noi, nu știu, mă trezesc, ne uităm la cadouri dacă sunt, ne uităm la filme, sunăm sau trimitem mesaje rudelor cu sărbători fericite și așa mai departe. Dacă plecăm undeva ne pregătim, dacă nu stăm acasă iar ne aranjăm și mâncăm împreună, stăm de vorbă, socializăm chestii astea. Ai anumite tradiții de Crăciun? Da, păi faptul că îmi pot obi bradul. Și ce mai facem? Când eram mică mergeam la biserică. Și ce mai facem așa de Crăciun? Cred că asta. Nu mai mi-aduc aminte acum. Ce nu lipsește de la cina de Crăciun? Sarmalele. Deci dacă n-am sarmale, cum? Nu înțeleg, deci eu ador sarmalele. Care este dulcele tău preferat în toate timpurile pentru Crăciun? Nu știu, eu nu prea sunt mare fană mâncări tradiționale românești. Nu prea îmi plac, mai ales cele de Crăciun, caltaboș, nu știu ce să mai mănânc, că nu-mi plac. Iar cu dulcele eu nu prea mănânc dulciuri. Dar să zicem, nu știu, nu, chiar nu vine acum în minte. Turta dulce, dar nu mănânc doar de Crăciun. Nu vine acum. Cum îți place să te îmbraci în ziua de Crăciun? Îmi place să mă îmbrac așa mai fancy. Chiar dacă stau acasă, nu contează. Eu ați văzut că mă machiez și chiar dacă nu plec din casă. Adică trebuie să arăt bine mereu. Nu? Ok. Când ai fost ultima dată la colindat? Acum 1000 de ani, habar n-am. Chiar nu mai țin minte. Bine că îi mai colindai așa prin familie pe ei mei, dar chiar nu mai țin minte. Poți numi tot zenii lui Moș Crăciun? Nu. Știu că e Rudolf, Blitzen, Vixen, Donner, you know it's fixed. Nu. Nu știu, era o melodie și zicea Connor. Connor, ești Connor? Ia asta să vedem. Știu că era cu melodia aia cu Rudolf. Ia asta să vedem. Reni lui Moș Crăciun.
Deci eu cred că am zis 5 până acum. Dar eu vreau să-mi zică numele renilor. Deci este așa. Rudolf, am zis bine, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. Da. Nu știu pe tot. Dar nu cred că îi știe cine în afară de Moș Crăciun. Ok, stați să vedem. Folosești calendar advent? Nu. Și chiar dacă îmi cumpăr, clar că nu pot să stau să, ca omul să iau în fiecare zi să deschid câte o căsuță. Eu dacă aș putea imediat cum am ieșit în magazin să deschid toate căsuțele, ar fi perfect. Deschizi cadouri în seara de ajun? Nu, eu le deschid în ziua de Crăciun, adică mi se pare ciudat. Care este cel mai tare cadou de Crăciun pe care l-ai primit? Nu știu, că am primit atât de multe. Nu știu, toate cadourile pe care le-am primit sunt speciale, pentru că sunt făcute din inimă. Fii sincer, ce anume îți place cel mai mult să oferi sau să primești? Nu știu, cui nu-i place să primească? Acum să fim sinceri, îmi place, ador să primesc. Dar când dai și vezi bucuria omului și, nu știu, vai, deci mă bucur atât de mult, mai ales dacă îl nimerești și nu știu, îl vezi că zâmbești așa cu toată fața și, aoleu, ce tare, ce drăguță, nu trebuie să te deranjezi și așa, îmi place foarte, foarte mult. Un lucru pe care îți dorești să-l găsești sub brad. Eu mă dau așa pentru că e pusă camera fix pe text. Un lucru pe care mi-l doresc să-l găsești sub brad. Sincer să fiu, nu știu, am cam tot ce-mi doresc, dar nu știu, vreau să mă las surprinsă. Prefer să ai un Crăciun alb? Da, îmi place. Să ningă doar de Crăciun și după aia să se topească? E posibil? Așa da. Ce anume face ca sărbătorile să devină speciale? Noi le facem. Comportamentul nostru, cum știm să tratăm lucrurile. O dorință de Crăciun. Păi dacă ar fi dorință, nu cred că ar trebui să vă zic. Că nu știu dacă s-ar mai îndeplini. Glumesc. Nu știu, să fim toți sănătoși și fericiți, asta e singurul lucru pe care mi-l doresc. Altceva, vine totul în timp, dar dacă ai chestiile astea, e destul. Ăsta a fost tag-ul. Dacă v-a plăcut, puteți să-l faceți și voi. Mie mi-a plăcut foarte mult să-l fac. Eu l-am văzut la Natalia, o să vă las și canalul ei în cutia cu descrieri. Azi v-am zis, nu a fost o zi super palpitantă, nu prea am făcut chestii, dar mă bucur foarte mult că am început cu vlogmasul ăsta, că nu știu, când o să mă uit la ele peste ceva timp și o să zic, ia uite-mă ce făceam anul trecut, sau uite-mă ce făceam acum 2 ani de Crăciun, e o chestie așa interesantă. Da. Tot vorbeam azi de filme, voiam să vă zic că ieri m-am uitat la un film, stați să vedem dacă îl găsesc, ăsta. Se numește You Can Fight Christmas și mi se părut o adevărată porcărie, nu mi-a plăcut deloc, adică a fost super, super basic boring, așa aș putea zice. Și în seara asta, stați să focalizeze dacă s-a da. În seara asta nu știu la ce o să mă uit. Să vedem. Christmas Inheritance l-am văzut. Princess Switch l-am văzut. Nu știu, mă mai gândesc. Că ți-ai impus mama ta. Ești mama, tata, bunici, nu contează, rude, verișori. Mă, la Romina aștia zice chiar este super bine. Mă uitam acum la Andreea Balaban, că a postat clip. Și a postat fix The Christmas Tag. Oh my god. Deci, care erau șansele? Da. Mă pun să mă uit. Cred că aici fac încheierea pentru că nu mai am ce să vă mai arăt și
N-ar avea rost să-l fac atât de lung pentru nimic. Mă pun să mănânc niște waffle rolls și să mă uit la Andreea Balaban, ceva seriale, as usually. Nu uitați să-mi dați un like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, iar până la data viitoare să aveți o zi superbă. Pam, pat, pam.